Harul irezistibil este necesar pentru toată viața noastră. Doar un creștin sincer, care are un obicei prost sau un păcat de care nu se poate lăsa sau, nu știu, o situație în care face lucruri greșite în viața lui și încearcă să schimbe lucrurile și nu poate, doar credinciosul acela poate mărturisi: da, domnule, am nevoie și aici de harul irezistibil. Vi se întâmplă să faceți aceeași prostie de care vă rușine, de care vă pocăiți, să o repetați după ce v-ați pocăit în cel mai profund mod posibil? Imaginați de dumneavoastră, nu vi se întâmplă. Ai un obicei prost, ai un lucru rău pe care îl faci în relația cu soția, cu soțul, cu copiii, nu știu, un păcat în viața ta. Încerci să te lași de el, încerci să schimbi domeniul ăla și nu poți. De ce? Tu ești născut din nou deja. Tu ai lucrarea Duhului Sfânt în viața ta. Tu ești deja eliberat de Hristos. De ce nu poți? Harul irezistibil este necesar pentru tot restul vieții. Și uitați ce spune Sfânta Scriptură. 2 Petru 1:10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Auzi! Unii oameni zic, și chiar dacă ar fi adevărată doctrina asta a harului irezistibil și a alegerii, de ce tot vorbiți atâta despre ele? Știi de ce? Că Petru spune că dacă îmi întăresc alegerea și chemarea, nu voi aluneca niciodată. Ce credincios normal la cap vrea să alunice de pe cale sau pe cale? Ce credincios vrea să potignească? Niciunul nu vrea, dacă e născut din nou. Niciunul nu vrea. El spune, dacă îmi întăresc chemarea, dacă îmi întăresc alegerea mea, dacă fac lucrul acesta, zice, nu voi aluneca niciodată. Aduceți aminte, Filipeni 2:12-13, un pasaj foarte bine cunoscut. Să ne ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Cum fac asta? Știți cum o fac? Prin harul irezistibil. Căci Dumnezeu este acela nu care îmi dă, ci care lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui, și voința mea nu poate, nici după ce sunt mântuit, să ducă mântuirea. Nici după ce sunt mântuit, eu nu pot să-mi duc mântuirea. Și după ce am fost mântuit, eu nu pot să fac nimic despărțit de Domnul Iisus Hristos. Eu sunt în viță, dar nu pot să fac nimic despărțit de El. Nimic, 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 nimic. Nici să voiesc, nici să doresc, nici să-mi făptuiesc. Cum pot totuși să-mi duc mântuirea? Prin lucrarea Harului Irezistibil. El îmi dă voință, El îmi dă dorință, El îmi dă și înfăptuire. Procesul acesta este dus intern în inima mea la capăt prin lucrarea Harului Irezistibil. Eu mă rog ca Harul Irezistibil să lucreze în viața mea și după ce am fost mântuit.